Друзья, мы уже на третьей серии нашего путешествия по следам европейских инвестиций, где мы рассказываем, как изменилась жизнь у людей в селах Кагульского района благодаря европейским грантам и проектам. В прошлых сериях мы увидели интересные проекты в селах Кыхановеки, Пашканы, Манта, Вадулуисак, Калибаш и Брынза. Также на пути обнаружили гостевые дома, первые в районе планетарий, туристические места и развлекательные программы. Нам встретились приятные и открытые люди, красивые места для ночлега и отличная погода. Мы в приподнятом настроении, едем дальше, ведь впереди у нас еще Валены, Слобозия-Мари и много других интересных сел. Уника, бати, дома. Песчаная обочина. Очень опасно для велосипедистов. Дороги очень узкие. И тяжело добираться на велосипедах. Пожалуйста, напишите кто-нибудь проект, чтобы появились у нас или велодорожка параллельная основной, или тротуар хотя бы, чтобы можно было безопасно ездить с детьми на велосипедах. Пункты с водичкой, роднички, краники. Это Валены. Родничок прямо возле Дворца культуры. Dacă vorbim de banii europeni, ne-au fost ca o gură de aer proaspăt în suplinirea bugetului, în completarea resurselor noastre, în rezolvarea tuturor problemelor cu care ne confruntăm aici la Văleni. Chiar începând din anul 2008, la implementarea proiectului de apeduct și canalizare, am reușit să atragem o finanțare de 60.000 de euro pentru construcția unei fântâni arteziene și a unui apeduct cu lungimea de 15 km. E sigur că au contribuit și cetățenii satului, dar acești bani au fost de folos, deoarece apa chiar era o problemă stringentă aici, în lunca Prutului. Proiectul Energie și Biomasă, în care am fost beneficiari, construind o centrală pe biomasă la gimnaziul Ștefan cel Mare din localitate. Ca o alternativă la încălzirea cu gaze, pentru a eficientiza costurile de încălzire a clădirii, pentru a face economii în buget. Acum suntem în faza de implementare unui nou proiect finanțat de GIZ, Agenția Germană de Cooperare, Energel în Acțiune. Deci clădirea gimnaziului va fi termoizolată, va căpăta o nouă fațadă, un nou aspect estetic, frumos, atractiv. Avem multe, multe activități de abilitare a copiilor, a profesorilor, a părinților. Vom avea multe activități interesante, interactive. Нам удалось посетить этнографический музей села, который также появился благодаря грантам Европейского Союза. В селе его называют Каса Мария. Ранее это было старое здание детского сада, которое отремонтировали с поддержкой Польши. Сумма проекта около 30 тысяч евро. Сегодня это примерный музей с целой историей, и соседствует он в одном дворике с церковью. Легенда говорит, что первые локуитори сатуры Валени были нечто пескари, которые каутали де пеште, сау мащезат пе малурле рогуи прут, в парцеле лакуи де люг. Ау început а пескуи, и с куртимпа девени треномиц în piețele Galațiului, Reniului, Volgradului, auzind și alții, au venit și au vrut să se așeze cu familiile, să se stabilească aici. Însă au fost izgoniți în partea din deal a satului, unde de asemenea existau bălți, însă mult mai mici, și iarăși au început a pescui. Cei din deal erau numiți de lei, cei din partea din deal a satului, pe când cei din vale erau numiți vălea. Cu timpul, cei din deal au renunțat la pescuit și s-au orientat spre creșterea vitelor. Pe când cei din vale au rămas a pescui și de la singularul Vălean la pluralul Vălei. Tot în acea perioadă circula și o zicală prin piețe. Când apare un Vălean, avem pește pe un ap. La fel au contribuit și cetățenii pentru aceste lucrări, deoarece în blocul dat
Avem atât Muzeul de Istorie și Etnografie, cât și Biserica Ortodoxă a satului nostru, biserică care a fost demolată în anii de grea răstriște, anii comunismului, anii 70, dar acum, unind eforturile cetățenii, finanțarea europeană, finanțarea de buget, am reușit să edificăm acest centru. Un alt proiectel frumos, interesant, valoros pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor este edificarea atelierului de țesere a covoarelor tradiționale în incinta muzeului. Iarăși un proiect finanțat de Ambasada Poloniei, de Guvernul Poloniei. Am procurat 3 războaie de țesut, am organizat cursuri, ateliere de lucru cu copii, am procurat vitrine pentru aceste covoare. Deci multe, multe lucruri bune într-o a ne păstra moștenirea cea mai valoroasă de la străbunii noștri. Satisfacție și cu mândrie spun că avem la Văleni un sistem eficient de management a deșeurilor. Am procurat containere pentru instituțiile publice, am procurat pubele pentru consumatorii casnici, am procurat o auto specială pentru colectarea deșeurilor, în așa fel să avem un sat curat, un sat civilizat. Această finanțare a fost în cadrul programului operațional Moldova-Ucraina și în parteneriat cu Asociația Obștească Actie. Avem onoarea, avem responsabilitatea, iată, deja de 2 ani, să valorificăm banii europeni în proiecte în cadrul grupului de acțiune locală, Lunca Prutului de Jos. Anual se valorifică și se implementează circa 10-11 proiecte. La Văleni avem 3 proiecte cu banii europeni în cadrul grupului de acțiune locală. Suntem aici, în incinta Centrului Multifuncțional Văleni, un centru social cu cele 3 servicii sociale, serviciu de plasament temporar pentru persoanele în vârstă, avem serviciu de zi pentru copii din familiile social vulnerabile și cantina socială. Este un centru din cele 10 construite în Moldova de către Asociația Obștească Concordia, asociația austriacă, deci bani veniți din Austria. Deci a fost deschis în anul 2009, la 12 decembrie și iată pe parcursul acestor ani acest centru deservește atât cei aflați în dificultate din satul Văleni cât și din toate localitățile din Lunca Prutului avem beneficiari. Sunt 7 camere una după alta consecutiv. Sunt monitorizați pe parcursul 24 din 24 de o persoană, infirmiera care are grijă de ei și le acordă ajutor ori de câte ori este nevoie. Pe parcursul nopții, pe parcursul zilei suntem mai mulți specialiști. Este zona de odihnă, zona de cantină. În partea dreaptă este bucătăria. Aici este centru, pentru centru de copii este zona copiilor, unde se ocupă ei cu activitățile lor de zi cu zi după orele de școală. În centrul nostru noi ne stăruim ca beneficiarii care ne vin să nu ducă dorul de casă. Dar dorul de casă începe de la ce? De la grădină. Ca ai unde ieși să vezi ceva și te-o dezlega de acasă. O roșie, o vânătă, un chipier. Aici avem roșii și în jumătatea cealaltă este ardeiul gras. De baraua noastră, cu toate gusturile de vară. Implementat aici, la Centrul Multifuncțional Văleni, un proiect social. O să construim un foișor pentru odihna, agrementul bătrânilor, să aibă unde să adăposti la umbră. Dacă în interior sunt condiții excelente, vrem să facem și curtea atractivă. Angajații centrului sunt cei care, pe lângă hrană, cazare, oferă și sprijin atât emoțional, spiritual, sunt mereu alături de beneficiari, alături de bătrâni, organizându-le multe, multe activități. Un
un alt proiect valoros pentru noi, pentru viitorul copiilor noștri, pentru sănătatea și agrementul lor, a fost edificarea centrului de joacă și agrement plus scenă de vară aici în centrul localității, în scoarul casei de cultură. Cu 2 ani în urmă am avut un proiect frumos cu mai mulți parteneri, Biroul Relației cu Diaspora, Primăria, localnicii Băștinași a Văleniului mobilizându-se într-o campanie de colectare de fonduri, cetățeni care lucrează în Europa, în statele Europei și nu uită de Baștina lor, transferând bani pe contul asociației, ca ulterior să fie construit terenul de joacă cu toate echipamentele necesare, cu căsuțe, cu topogane, scena de vară care ne este foarte utilă în petrecerea manifestațiilor culturale și de agrement. Și la grădinița numărul 1 și la grădinița numărul 2 am avut bani de la Guvernul României prin programul RO2, RO3, creând condiții, poate nu excelente, dar condiții bune pentru copiii noștri. Grădinițele noastre sunt dotate cu sistem de apă și canalizare, este înnoit mobilierul, grupurile sanitare sunt adecvate și sunt conforme cerințelor sanitare. În așa fel, banii europeni, cum vă spuneam, ne-au ajutat enorm să creăm condiții civilizate, condiții bune pentru cetățenii noștri. Госпожа примар Сильвия провела нам много экскурсий. Мы пробыли в Оленях целый день, увидев, что работы с европейскими инвестициями идут полным ходом. После экскурсии госпожа примар предложила нам пообедать у нее и глянуть на еще одно туристическое место. Мы с удовольствием согласились и подъехали в назначенное место. Нет ничего лучше прохладной водички в селе, после того, как проехал много километров на велосипеде. Мы хоть проехали пару сел, но мы по селам намотали столько километров. Немножко подустали. Да. Яблочки. Ну давай, смотри, на яблочко. Чисто на пробу возьмем. Хотя бы куснуть, знаешь? Да, куснуть это твое. Обалдеть. Очень вкусно. За маму, за папу. Вот. Мы уже бывали в комплексе Eco Village Валень, куда входит агропенсионная касса Дорлы, музей курки традиционалы Цыраняски, ресторан Толдор. Сюда однозначно стоит приехать, отведать вкусной национальной кухни, прогуляться по музею, поплавать на каяках или на лодке по заповеднику Белел, после чего спуститься в винный погреб, отметить окончание хорошего выходного и переночевать в комфортных номерах, чтобы на утро быть готовым к новым приключениям. А нам после обеда госпожа Сильвия предложила прокатиться по интересному веломаршруту в Валенах, который проходит через историческую тропу Петра Рариша. Я так и ожил шла по дороге Петру Рариш. Легенда spune că după moartea lui Ștefan cel Mare, la tron a venit Bogdan, fiul lui Ștefan cel Mare. După moartea lui Bogdan, tron vine Ștefăniță. Însă Ștefăniță, din cauza că nu avea urmași, boierii au început a căuta un fiu al lui Ștefan cel Mare, de care se auzea că este pescar. Astfel, aceștia au pornit în căutarea lui Petru Rareș. Însă, în acel timp, Petru Rareș pescuia în bălțile lacului Beleu. Pescuind într-o seară, obosit, s-a înnoptat sub o salcie. În acea noapte el a avut un vis, anume că se făcea că dealurile dintr-o parte și din alta, niște dealuri de aur, se închinau lui. Trezindu-se dimineață și pornind la drum cu camarazii săi, a început a le povesti visul. Ajungând pe pod, în întâmpinarea lui, veneau boierii și cu un alai de oameni care strigau în întâmpinarea lui că iată, Petru Rareș este domnitorul Moldovei. Și iată, uite așa, Petru Rareș a fost încoronat pe acest pod, pe acest cale, calea lui Petru Rareș, drumul peștelor.
куда мы едем? Мы едем в один дом. Такой гостевой дом. Белый дом, да? Да, у них он так и называется, Белый дом. Ага. Получается, в свое время здесь отдыхал Брежнев. Ага. Он обожал эти места. Они здесь охотой занимались, рыбалкой, отдыхали и так далее. Ага. Один раз есть прям где-то, я не помню, какой книжка есть, написано его, как ему нравилась эта зона. Историческую тропу Петра Рариша, красивейшую заповедную природу. Также мы проезжали мимо добычи ископаемых. Нефть. А на финише мы прибыли к озеру Белел. Но не с популярной стороны, а с той, откуда любоваться озером раньше не доводилось. Идем уже за острыми ощущениями. Не, ну что тебе сказать? Я не очень-то люблю такие илистые моменты. За красивыми видами идем, куда скажут. Вот обсуждаем со Штефаном, что они никогда вот так вот не ходили. Ну как, в детстве ходили, лазили по болотам, по озерам, купались. Но что-то забылось то ощущение. А вот так вот, чтобы идти болотом за красивыми птицами, вот так вот наступая вил. Интересное ощущение. Ну как интересно, добровольно не залезешь. А когда нужно словить какие-то красивые виды, что-то интересное. Отсюда озеро Белел раскрывается с другой стороны. И наконец видно стало, какое оно огромное. Теперь ясно, почему здесь заповедник пеликанов, многих видов рыбы и редких видов птиц. Мы остались в восторге от увиденного и пора возвращаться назад. Вернувшись в Эко-Виллидж, мы снова столкнулись с теплым гостеприимством госпожи Сильвии. Нам был предложен душ, ужин и даже номер в гостевом домике. Мы с радостью приняли предложение поужинать и принять душ, но ночевать мы выбрали все-таки в палатке. Нам хотелось от начала и до конца всего путешествия прожить автономно. Выражаем огромную благодарность госпоже Сильвии за теплые отношения, гостеприимство и доброту. А в нашем приключении настало уже утро, и нам пора ехать дальше. Увидимся, друзья, в следующей серии, где мы расскажем вам про Слободзию Марю, Кишлица Пруд, Джужулеште и много других сел.